Nu toți bărbații sunt înnebuniți după corp, da? Unii caută, nu știu, sapiosexualitatea, da? La nivel intelectual. Alții caută sadomaso, alții caută fiecare cu ideile lui. Asta în privința comportamentului de natură sexuală. O singură fărâmă de conștiință, conștientă, atentă, este capabilă să înlăture mii de ani de întuneric. De mic, ți s-a pus pumnul în gură. N-ai voie să faci aia, n-ai voie să te... Nu înseamnă că nu trebuie să fii disciplinat. Nu înseamnă că nu trebuie să respecti niște reguli. Dar modul în care a fost făcută condiționarea asta a fost violentă. Bun, spune-mi, te rog frumos, cum îi dai copilului acel sentiment de libertate și de putere la 4-5 ani? Sunt multe manifestări pe care corpul vrea să le dea afară și nu poate pentru că mintea rațională ține sub capac toată informația. Este bine ca un om copleșit de stres, de durere, de vinovăție, de temeri, să se izoleze pentru o perioadă undeva departe de lume? Tucaram, bine ai revenit la Mandachi Television. Bine ne-am regăsit. Canal pe care l-ai făcut celebru. Eu. Îți mulțumesc. Eu. Numai cine? Eu. Păi, n-ai avut atâția invitații. Tu ești vedeta. Apropo, cum te simți? Cum e să fii vedetă? Cum te simți să fii megastar în România? Sunt foarte curios. Încă mă minunez. Nu te oprești lumea pe stradă? Oho. Serios? Serios. Și ce spune? Diverse. Care de la cea mai... făcut fotografii și până la mi-a schimbat viața. Ceva de gen. Eu n-am făcut nimic. Cum ai făcut nimic? Păi n-am făcut nimic, în afară de... Și mie mi-au spus oamenii că prin intermediul videourilor pe care le-am făcut pe canal și-au schimbat viața în bine. Înseamnă că facem ceva cum trebuie. Știi gâdile la ego când te oprești lumea pe stradă? Mă încântă ideea de a vedea oameni care chiar pun în practică anumite lucruri. Ce crezi că se pune în practică cel mai adesea din ceea ce am făcut noi? Cred că ideea asta de a te uita un pic la tine. Cam asta e baza. Cam de la asta pornește totul. De a-ți redirecționa un pic atenția spre tine, să vezi cam ce se întâmplă acolo. Că de fapt lucrurile astea se întâmplă tot timpul. Noi nu facem altceva decât să le scoatem în evidență. Să le arătăm cu degetul. Uite, vezi, asta e aia, asta e aia. Și atunci omul, intrând în contact cu informația asta care îi arată în mod direct cum stau lucrurile, zice, ia să văd ce se întâmplă. Foarte multă lume îmi și scrie, dar îmi și spune că impactul interviurilor cu Menis și cu Tucaram este formidabil. Care crezi că e diferența de energie între tine și Menis? Pentru că sunteți două firi completamente diferite. Păi e normal să fim diferiți. Nu știu, n-am avut ocazia încă să stau de vorbă cu Menis, să interacționez cu el. Însă din ce am văzut, din interviurile pe care le-ai făcut cu el până acum, probabil e mai blând ca mine. În anumite privințe. Eu sunt mai tăios, mai radical, mai direct. El le explică, probabil, sau din ce am văzut eu, le explică un pic mai blând. Eu vin de la un curs pe care l-a făcut la Cluj, extraordinar, formidabil, și îți mărturisesc că m-am gândit mult la tine și la energia pe care o ai tu și încă nu pot să concluzionez care strategie și care formă de educație este mai bună? Cea în care amestecăm mai multă blândețe sau cea în care inoculăm mai multă putere, mai multă forță? Din ce am experimentat eu până acum, omul este obișnuit cu violența. Așa funcționează socialul, așa funcționează mintea în general. Și dacă au impact materialele astea, cel puțin cele pe care le facem noi, este pentru că modul în care abordez o problemă inițial este pe limba minții violente. Adică abordez lucrurile la modul pragmatic, la modul practic. După ce treci de secvența asta, de să zicem practicabilitate, adică aplicabilitate în plan practic și de a face ceva în mod direct, blândețea este efectul natural. Nu încep cu blândețea. De ce? Pentru că omul nu pricepe blândețea. Cel puțin din ce am experimentat eu, da? Dacă îi spui omului stai, în condițiile în care mintea lui este foarte agitată, nu va putea să stea.
Dacă îi spui să se așeze, să contemple, să stea cu el, să-și ia timp, va sta 5 minute, după care se va reîntoarce la obiceiuri. Și atunci eu încep cu năravurile rădăcinate, care necesită un pic de energie mai masculină, da? Un pic de păruială. Cam așa ceva. Deci un pic de intensitate. După ce omul trece de propria lui violență, că practic eu nu fac altceva decât să-i arăt propria lui violență, da? Eu asta fac. Intru în jocul lui. Pentru că eu în viața toate zilele n-am de face cu așa ceva. În sensul în care eu la mine acasă nu mă vezi făcând așa ceva. Când interacționez cu omul în partea de practică, îl aduc în punctul în care să-și vadă propria violență. Cum? Oglindind. Arătându-i ce are acolo. Și lucrăm împreună cu tensiunea aia până când este epuizată. Și aici intervin foarte multe tehnici pe care le facem în tabere, da, de exemplu, care folosite ajută corpul să elibereze tensiunea. Catarsis, cum îi spunea Osho și cum îl folosim noi într-un context specific. Descărcăm toată această energie blocată, toată cantitatea asta de energie, după care omul, calmându-se, relaxându-se, începe să vadă clar anumite lucruri. Când apare claritatea, apare înțelegerea. În urma înțelegerii, automat apare acceptarea. După acceptare, ce se întâmplă? Omul devine mult mai relaxat, mult mai blând, mult mai calm. Eu nu încep cu blândețea, tocmai pentru că, repet, este foarte greu să o pricepi. Da, da, tu atingi rana din el. Exact. Păi da, nu numai că nu-i atingi ca să-i o pansez, tu o smulgi. Păi... Pe atâta vreme cât în noi este înrădăcinată durerea pricinuită de mediu, părinți, familie, prieteni și așa mai departe și am crescut cu durere și cu violență, tu vii și da, tratezi tot cu violență? Cui păi activezi butoanele. Pe cui să scoate. Trebuie să-ți o arăt, să o vezi și te saturi de ea. În momentul în care te-ai săturat de ea, ești dispus să renunți la ea. De ce oamenii nu se satură de durere? De ce oamenii nu se satură să se autoflageleze? De ce oamenii își hrănesc acel stomac durere din ei? Foarte bună întrebare. Tu observi că în viața asta pe care o avem așa cum o avem, trebuie să merităm tot? Pentru că așa ni s-a spus. Să respirăm, inclusiv să respirăm, trebuie să merităm. Gândește-te, am nenumărate exemple de genul ăsta, unde apar la suprafață traume foarte vechi legate de nu mi-a dat voie afară, de exemplu. Nu mi-a dat voie să mă joc. Nu mi-a dat voie să-mi exprim energia, să mă manifest liber. Toate chestiunile astea adunate în timp aduc foarte multă frustrare. Frustrarea aia se transformă în furie. În timp, da? Se cumulează. Și începi să te obișnuiești cu o travă. Stă în tine și te alimentezi cu ea constant. Bineînțeles că atunci când vine momentul să renunți la ea, e foarte greu. E ceva de genul, am investit o grămadă de timp în asta. M-am obișnuit cu ea, m-am antrenat cu ea, dacă renunț la ea, ce fac de acum încolo? Cum o stresc? Cum mă descurc? Te-ai învățat cu ceva, e greu să renunți la nărav. Și cel mai periculos nărav este suferința. Să te droghezi cu suferință. Iar când ai ajuns să te droghezi cu suferință, pentru că mintea ta așa lucrează, s-a obișnuit cu suferința, când va fi vremea ca tu, prin practică, să ajungi să identifici ce e acolo și să vrei să o dai afară, va opune rezistență. Va spune, nu, nu, noi nu renunțăm la investiția asta. Cum, am muncit atâta vreme ca să-i dăm drumul? Și te ții cu dinții de ea. Bineînțeles că tu nu-ți dai seama că te ții cu dinții de ea. Tu, la nivel intelectual, ce spui? Păi eu vreau să scap de suferință. Până când? Până când apare un stimul care îți arată cât de dependent ești de suferință. Că fără suferința aia, tu nu poți trăi. E adevărat că în procesul ăsta al înțelegerii, dacă începi să pricepi care este utilitatea suferinței, ieși din ea. Dar trebuie să pornești din punctul în care să vrei să dai să nasc cu ea. Și tocmai asta e ce spuneai mai devreme, ăsta e punctul în care mă întâlnesc eu cu oamenii. Că
A, omul vine și se lamentează, da? Sau vine, spune, am o problemă, sau vreau să rezolv ceva, sau uite, mi s-a întâmplat asta și nu știu cum să ies din bucla asta. Eu n-am timp de pierdut. N-am timp să stau să te mângâi pe cap. Uh-huh. Timpul meu este foarte scurt. Mai am făcut 50, mai am un pic și mă duc în groapă. Cât o să mai stăm la povești? Ești dispus să rezolvi problema acum? Da. Asta e buba. Dacă ești dispus să treci prin procesul ăsta, în felul ăsta, e foarte bine. Dacă nu, mergi la terapie, mai stai 10 ani, nu știu, du-te la cineva care să te mângâie pe cap, să te ia cu ușurelul. Sunt o grămadă de metode și de instrumente pe piață. Eu am ales calea sabiei, dacă vrei să spui, calea catanei. Da, ți-ai pus problema că pentru unii este aproape imposibil să scape de gheara trecutului, să scape de fantoma care le bântuie prezentul, da. Care provine da. Din trecut. Și sunt conștient, ok, bun, vin la tine defect. Dar și noi... tu nu, și tu îmi spui, stai puțin, stai că m-ai enervat acum. Dom'le, vin la tine și îmi sunt defect. Ok, nu ești defect. Nu da, sunt defect, dar spun, așa cred eu. Și spun, Tucaram, am nevoie să mă salvez. Și tu spui, pot să te salvez, asta e calea sabiei. Și eu înțeleg calea sabiei, îmi iau notițe și după un an de zile analizez calea sabiei și vin la tine și spun așa, am încercat circuitul tot acesta, ce mi-ai spus tu. Calea ta, dar ceva din mine mă oprește și nu pot să înțeleg ce anume din mine mă oprește. Există o stafie, există o forță, există da. Un copil interior care se strânge în sufletul meu și nu-mi dă voie să aplic calea sabiei. Dar ce care, spui? Știi care e problema? Te oprești la scris sau te oprești la luat notițe. Procesul ăsta despre care vorbesc eu e un proces complex și scurt și foarte intens, care începe cu scrisul, cu a descărca tensiunile. Dar în aceeași măsură, toată operațiunea asta de vizualizare, de înțelegere, de vedere a ceea ce e în tine, este susținută de procesul fizic. Eu lucrez mult cu corpul. 80% din munca mea e legată de corp. Trebuie să te aduc în punctul... Nu trebuie. Te aduc în punctul în care să realizezi că există tensiune în tine și că nu poți s-o dai afară vorbind, făcând psihoterapie la nivel de 7 ani sau scriind în fiecare zi jurnal și scrisori de furie pentru mami, pentru tati. Da? Este necesar catarsis. Catarsis înseamnă vină într-o tabără, stai cu mine 10 zile într-o tabără și te muncesc în așa fel încât când ai plecat din tabără o să ai zâmbetul agățat de urechi. Și nu o să știi pe ce lume trăiești. O să spui, nu se poate așa ceva. Este imposibil. Și avem nenumărate cazuri de genul ăsta unde omul, chiar și după o tabără de weekend, sunt suficient de copți încât să aibă încredere în proces. Nu în mine, că nu-l salvez eu. Da? Nu, eu nu sunt Jesus, nu sunt Dumnezeu. Eu fac o muncă. Treci prin procesul ăla, ești suficient de copt, tehnicile te lucrează în așa fel încât te deblochezi. Da? Sunt diverse tehnice, moi și tari, cum le spun eu, care folosite într-o anumită combinație, îți accesează mintea și îndepărtează rezistența. La un moment dat va trebui să cedeze, indiferent de cât de rezistent ești. Mintea ta, oricât ar fi de rezistentă sau oricâte piedici ar pune, deci trebuie să fii stâncă, lemn. Să nu se întâmple nimic. Da? Dacă ai încredere în proces, este imposibil ca după o serie de astfel de tehnici să nu explodezi undeva, să nu crăpi undeva, să nu te fisurezi undeva. De fisurile deja există. Prin care se curgă vinovăția, durerea. Toate. Toate. Și fără să-ți spună cineva ce ai de făcut. Tehnica lucrează în tine. Individual. Pentru unii lucrează cu râs, pentru unii lucrează cu plâns, pentru unii lucrează cu tremurici, pentru unii lucrează, nu știu, cu coșmaruri. Nu contează. Somatizarea asta este declanșată în mod controlat, astfel încât tu să ajungi să vezi câtă tensiune există în tine. Cum poți să-ți cuantifici tensiunea din tine? Unii suntem mai tensionați, dar nu arătăm. Alții suntem mai relaxați. Dar tot tensionați. Da, da, într-o oarecare măsură. Poți să-ți cuantifici nivelul alarmant și periculos al tensiunii, al stresului care îți colpă da. În interior? Vezi-ți reacțiile. Reacțiile sunt frunzele, da? Care întotdeauna au o rădăcină. Frunzele alea n-au ajuns acolo degeaba. Deci tu n-ajungi să devii iritat din orice, din nimic. Tu n-ajungi să fii stresat, constant, preocupat, îngrijorat din nimic.
Tu ai momentele tale de liniște, să zicem, când bei o cafea, poate nici atunci, că îți umblă mintea cine știe pe unde, și după aia ghiși ce? Te apuci de muncă, te apuci de treabă și toate te iau cu valul. Circuitul ăsta zilnic de activități te ține în mișcare. Tu uiți de tine. Și vezi în acțiunile pe care le faci, vezi în ce mod le faci, cu ce energie le faci. Adică tensionat, stresat, preocupat, îngrijorat, nemulțumit și așa mai departe. Astea sunt indicațiile cele mai clare că ceva nu este în regulă acolo. Eu nu spun să nu te enervezi, dar fii conștient de faptul că te enervezi. Devină conștient de faptul că în tine există ceva care te îndeamnă tot timpul să faci ceva în direcția asta. Să descarci energia în capul cuiva, să învinovățești pe cineva, să fii nemulțumit de ceva. Pentru că, vezi tu, energia asta a fricii, a tensiunii negative, da? Să-i spunem așa, toate că nu există negativ și pozitiv, dar le luăm așa. Are un mod foarte clar de a se manifesta. Pe nu. E ceva de genul, cam tot timpul mi-aduc aminte de treaba asta, unul dintre prietenii noștri din asociație, Tomiță, vine și spune, băi, am un prieten care a fost la All Inclusive, la 5 stele, la 7 stele, la ce a fost, și a venit acasă și a povestit că tot a fost extraordinar. Dar. Păi când ai spus dar. Înseamnă că ai năruit tot, da? Deci, faci totul. Nu dar, când ai pus virgula. Exact. Trebuie nici măcar la dar. Nici darul măcar... nu trebuie să mai ajung. Să ai înțeles? Asta-i. Deci ăla este semn că există acolo nemulțumire în anumită privință. Care nemulțumire? Nu înseamnă că se referă strict la fasolea bătută, cum era în cazul ăsta, da? Ci pur și simplu la orice te nemulțumești. Păi tipul ăla e genial, dar... Chestia asta e minunată, dar... Sau ia uite-l și pe ăsta ce vorbește, ce grozav e, dar... Adică de fiecare dată vezi cum subtil, cumva, pe undeva, apare la suprafață. Și asta o vezi în fiecare zi, în tine, fiecare moment. Faci activități care te încântă și la final nu ești mulțumit. E ceva de genul... Parcă n-am făcut nimic. Standarde înalte, proiecții, scenarii, tot felul de idei despre cum ar trebui să meargă lucrurile. De ce nu ești ok? Uite, acum sunt în procesul de amenajare a casei, da? A vilei, de lux. Da. Trebuie să știi lumea că ești milionar. O casă ca oricare alta. Așa. În fiecare seară după ce îmi termin munca, atât cât fac într-o zi, nu mă uit neapărat la ce mai am de făcut, pentru că e logic să-ți faci un plan cu chestiunile pe care le-ai de făcut. Că, na, trebuie structurate activitățile. Însă, în fiecare seară când termin ziua de muncă, ce fac? Vin acasă și mă premiez. Mi-aprind un trabuc, îmi pun un par de coniac, stau liniștit, discut cu Georgiana și se încheie ziua în modul ăsta. Mai există chestiuni de, a, trebuie să facem aia, trebuie să facem aia. Dar nu din starea de nemulțumire. Nu din starea de, mă, uite că n-am făcut aia, că trebuia aia, că s-au adunat, că nu mai mergem, că nu mai facem. Trebuie să ne mutăm odată. Ușurel. Lucrurile oricum trebuie. Tu nu poți să grăbești lucrurile. Tu nu poți să dai totul peste cap acum, să te muți peste noapte. Ai răbdare. Cât mai durează? O săptămână. Aie. Deci cumva asta e... Vezi tu, când spui ai răbdare, parcă i-ai spune unui leu, stai în cușcă. Mai stai în cușcă. Păi asta îi spui minții... Asta facem în mod obișnuit când îi spunem minții să aibă răbdare, când mintea, de fapt, vrea altceva, întotdeauna altceva. Și tu trebuie să vezi, sau să încerci să vezi, de ce nu ești mulțumit? De ce tot timpul trebuie să fie altceva decât ce este în momentul de față? De ce nu ești mulțumit cu ce ai făcut? De ce nu ești mulțumit cu ce ai? Nu înseamnă că nu vei mai putea să ai, nu vei mai putea face, sau eu știu ce-ți mai dorești tu să nu-ți faci planul, ci pur și simplu, în momentul ăsta, de ce ești nemulțumit? Și afli. Da, și bun, afli. Ok. Stai că nu e așa mare revelație. Ok. Deci ăsta e primul pas. Ai aflat. Da. De ce este legată nemulțumirea aia dacă te duci înapoi? Adică? Păi du-te înapoi pe fir. Să mă întorc să fac o introspecție, da, recapitulare. Uită-te înăuntru și nu-i legată. Să mă uit către sursă, către rădăcină? Care e rădăcina nemulțumirii? Constantă nemulțumire. Ok, exercițiu. Găsesc sursa nemulțumirii. În copilărie am fost rănit. Asta e la nivel intelectual, la nivel superficial. Ok. În spatele... constatările astea intelectuale, există o cantitate de energie?
De da? Natură emoțională. Ură. Nu ură, furie și neputință. Exact. Aia, cantitatea de energie pur emoțională, trebuie dată afară și transformată. Păi, deci degeaba stai tu și interpretezi. Cum dai afară dacă ea este înfiptă în celulele ființei tale? Exact aici, asta e munca pe care o fac eu. 80%, ți-am spus, din munca pe care o fac este în legătură cu corpul. Deci tot ceea ce ai experimentat de-a lungul vieții se află aici. În magazinat, în celule. Bun, ok, te întreb ceva. Elimini energia negativă. Presupunem că elimini energia negativă înrădăcinată în sistemul tău nervos. Dar nu elimini toată. Ceea ce rămâne, o firmitură, unitate celulară, dacă rămâne, de ură, de mânie în tine. Da. Nu există riscul să crește recontamineze înapoi. Totul. Dar bineînțeles, mărul stricat care strică tot coșul. Păi bun, și acum înseamnă că trebuie să ai capacitatea de a identifica quasi totalitatea eliminării acestor... Nu rămâne niciun colț necontrolat. Adică? Niciun cotlon în mintea ta nu trebuie să rămână nevăzut. E ca și cum ai vrea să faci curățenie în casă și nu controlezi tot. Faci peste tot, faci curățenie, e totul perfect, dar nu cobori în pivniță. Păi bun, cum ar putea o firmitură de conștiință de să... inconștiență. Nu, o firmitură de conștiință să purifice un ocean de inconștiență. Presupunem că... Prima dată îți crâmpeie de conștiință, corect? Fii atent. Chiar, presupunem, ăsta e un exemplu străvechi, da? Și chiar cine o spune, Kabir, mi se pare că o spune, este suficient o singură lumânare ca să împrăștie întuneric de mii de ani. Deci, o singură fărâmă de conștiință, conștientă, atentă, este capabilă să înlăture mii de ani de întuneric. Deci asta înseamnă că dacă tu devii conștient de traumele tale la modul profund și le accepți ca atare, exact la nivelul ăla, fără să mai existe nicio urmă de resentiment, de regret, de, nu știu, ceva, de reproș, accepți în totalitate întunericul, s-a făcut lumină. Și asta e, în asta constă munca. Trebuie să te duci până acolo. În primul rând apare la nivel intelectual, da? La nivel de logică, de constatare la nivel logic. Sufăr. După aia apare înțelegerea că suferința asta vine de undeva. Și începi să vezi că e mare, că te duce, te poartă, de colo-colo. Tu nu ai niciun control asupra ei, da? Și în ultima instanță apare dorința de a scăpa de ea. Nu de a scăpa, să o arunci la gunoi, să lupți cu ea, să te răzbuni, ci pur și simplu să o înțelegi și să o depășești, să se transforme în tine. Pur și simplu își schimbă polaritatea, trece din întuneric în lumină. Și asta este cât se poate posibil. E cât se poate real. După îndelungi cazne, exerciții, metode... Ce înseamnă îndelung? Hai să o luăm și la modul timp. Ce înseamnă îndelung? 10 ani minim. Enorm. Enorm. Vorbește eu, de... Eu dacă mă raportez la cum eram la 26 de ani, acum am 36. La 26 de ani nu, eram inconștient, eram puștan, la 20 de ani eram un copil. Dar eram în proces. Încă de pe atunci citeam. Deci suntem în proces de la naștere și până murim. Într-un fel sau altul... Diferența de nivelul de conștientizare este colosală, huge. Cu toate astea ai rămas la nivel, din punctul meu de vedere, da? E o constatare strict personală. Ești încă în punctul în care să stai să analizezi. Și analiza știi ce e? Protecție. Deci când stai să răscolești mental chestii, să le tot învârți de pe o parte pe alta și să încerci să le tot înțelegi, asta e protecție. De aceea trebuie, în momentul în care te vezi în zona asta de interpretare, trebuie să încetezi cu interpretarea și să intri în practică. Și practica începe cu corpul. Crezi că este bună o recapitulare a întregului parcurs traumatic absolut, al vieții tale? Absolut, dar nu la nivel personal, adică să nu iei personal. E ca și cum ai avea un plan, îl duci la îndeplinire și te uiți în urmă să vezi care au fost pașii, care te-au dus în punctul ăla. Fără să te agăți de niciuna dintre trepte. Apreciezi, spui, ce s-a întâmplat, asta a fost... Cam atât, asta e tot. Nu te mai interesează la nivelul la care se intre acolo, să începi să povestești, să repovestești, să reactivezi. Pur și simplu faci o recapitulare ca să... Bun, faci recapitulare, ai pus punct.
ai închis cartea vieții tale cu traume, cu dureri, cu suferință, cu bucurii și știi care e povestea, da? Merge mai departe. Păi nu e suficient să știi. Ai că analiza e protecție. Ok, da. L-am protejat. Acum, nu mai am renunțat la protecție. Din punctul ăsta... Ce bun e asta? Renunț la protecție. Păi nu, că tu insinuiezi că protecția e o barieră în care dezvoltării tale. Nu insinuiez, spun clar. Vă spun cu fermitate. Deci asta este protecție. Sunt oameni care stau în terapie ani și ani și ani de zile și fac psicanalize și tot felul de metode, învârtind aceleași informații la nesfârșit și nu reușesc să iasă de acolo. Ba mai mult se droghează cu suferința. Pui punct și intri în practică fizică. Deci tu trebuie să intri tu. Vorbesc punctul, în punctul ăsta. Omul care se găsește în punctul ăsta. Trebuie să intri în zona de fizic. Să dai deoparte logica și să-l lași emoțional să iasă la suprafață. Și nu poți scutura celulele astea vorbind. Nu le poți scutura intelectual. Ele au nevoie de alt tip de stimulare. Și ăsta este efectiv fizic. Da? Pui corpul la treabă, să zgudui. Să sară, să țopăie, să danseze, să plângă, să urle, să râdă, să facă tot ce trebuie. Dar asta o face el singur. Adică tu accesezi tehnica și la un moment dat el începe să lucreze. Tehnica aia începe să lucreze în el și el lucrează la rândul lui dând afară. Tu participi ca vizitator. Tu îl aduci la tehnică și îl lasă să-și facă tehnica. Asta e munca lui. E ca un copil de la pe care le ieși, îl duci în parc și după aia stai după gard și îl urmărești cum își face treaba. Și după aia hai acasă. Exact asta se întâmplă. Și asta este zona în care ai nevoie de supraveghere. De ce? Pentru că vor ieși la suprafață foarte multe bagaje și asta e partea frumoasă. Bagajele alea de natură emoțională sunt însoțite de aha-uri. De natură rațională. Atât de multe insight-uri sunt, atât de multe puncte de referință, ceva de genul ia uite bă, abia acum mi-aduc aminte. Uite cât de relevant a fost treaba aia. Sunt lucruri la care nu ai acces până nu scuturi corpul. Nu ai acces la ele. Aici poți să stai cât vrei tu să analizezi, dar nu-ți aduce aminte tot. Asta este zona de protecție. Mintea se protejează pe ea însă și ăsta e rolul ei. Deci dacă vrei să o ajuți să-și depășească condiția, trebuie să intri în corp. Trebuie să stai mult în corp. O perioadă trebuie să stai în corp. Un an, doi, trei, cât este necesar. Dacă ar fi după mine, eu aș face o... Poate o să ajungem în punctul în care să facem spațiul ăla pe care ne gândim să-l facem, unde să poți să stai 3 luni de zile. Maximum 3 luni de zile. Și timp de 3 luni de zile cu mici pauze, să lucrezi corpul. Fie la grădinărit, fie la tehnici, fie la practică, fie la... să-l lucrezi efectiv, să efectiv să dispară tot ce se numește, să fie un roboțel. Dar care e corelația între ceea ce spui și sala? Să mergi la sală, de exemplu, nu, și tu ești la sală. Păi, sala grădinărești, este... te duci și faci biceps triceps. Tu te duci la sală și controlezi corpul. Îi spui ce să facă. Fă te repetiții, fă câte push-up-uri, fă, nu știu, un pins culcat sau ce faci tu acolo, atâta și plecăm acasă. Păi dai suplimente, îl dai, bagi la somn și gata. Ori, în tehnicile astea, tu pierzi controlul asupra corpului. În sensul în care îl vezi că se mișcă, dar nu poți interveni. Sunt multe manifestări pe care corpul vrea să le dea afară și nu poate pentru că mintea rațională ține sub capac toată informația. Este bine ca un om copleșit de stres, de durere, de vinovăție, de temeri să se izoleze pentru o perioadă undeva departe de lume? Dacă n-are discernământul necesar, nu e de ajutor. Îți trebuie o anumită maturitate să te duci să stai cu propriile tale dureri. Poate fi de ajutor în condițiile în care nu există deja lucruri de rezolvat profunde. Dacă te duci așa, există riscul să nu mai ieși de acolo. Să cazi în ceea ce se numește depresie, da? Și să nu mai vrei să te mai miști. Și de aceea foarte mulți care sunt în zona asta de stres și preocupare, preferă să facă lucruri, să se implice în tot felul de activități ca să nu vadă problemele. Pentru că dacă se opresc, doare. E rău. De aceea dacă vine weekendul, pentru ei e o problemă. Mai bine pleacă în vacanță pe undeva, să duc pe coclauri, fac tot felul de chestii, numai să nu stea cu ei.
E foarte periculos. Și îți dai seama, în condițiile în care tu deja mintea ta este pe protecție, da? Ea nu vrea să vadă lucrurile astea. Și îți dă de lucru. Vezi că ai de făcut, de tuns gazonul. Vezi că ai de spălat mașina. Vezi că trebuie să mergi copiii în vacanță. Vezi? Este clar că dacă mintea ta face treaba asta și tu te așezi, trebuie să ai discernământ să poți să stai cu ce îți va arăta. Dacă îmi simți impulsul acestei tentații de a fugi din realitatea vieții tale, când simți să... impulsul tentației de a te autoanestezia, ce ar trebui să facem? Ok, descoperi intenția ta. Dom'le, vine weekendul. Ce fac în weekend? Păi n-am nimic de făcut. Hai să fug, hai să mă duc să vizitez Bran, Castelul Bran, hai să merg la Bergamo, hai să merg la Milano, hai să merg la Barcelona, deci 2-3-4 zile. Dacă simți, vezi. Dacă e să o faci în felul ăsta, adică dacă simți, da, că urmează... Simți motivul pentru care o faci. Analizează fie motivul. Frica. Să vezi care este frica și dacă ai curaj, stai cu ea. Dacă nu, du-te și fă ce ai de făcut, urmărind ceea ce se întâmplă în plimbarea aia. Vezi cum cauți să eviți și de ce cauți să eviți. De ce fac anumite activități? De ce mă duc încolo? De ce vin încoace? Nu poți forța lucrurile. Asta e un aspect pe care trebuie să îl luăm în discuție. Nu poți forța mintea să facă ce vrei tu. O poți ajuta să meargă în direcția în care vrei tu la un moment dat, dar trebuie să o faci cu blândețe. Nu merge cu violență, nu merge cu hei, rup. Nu merge cu gata, de acum nu mai fac asta, gata, de acum... Dacă faci treaba asta, îți va fi rău. Foarte rău, pentru că se va răzbuna. Ceea ce blochezi într-o parte va ieși pe altă parte. Și atunci, în loc să te forțezi să stai într-un loc în condițiile în care ea îți spune să te duci cine știe pe unde, mai bine du-te cu ea și urmărește un timp ce face, ce vrea să facă. E ca și cum ai avea un copil, da? Și în loc să îl lași să umble lelea, tot îl ții de mânuță. El tot încearcă să ducă stânga, dreapta, să facă, da? Dar e lângă tine. Sau ai un câine în lesă și e în lesă. Chiar dacă te mai trage stânga-dreapta, e legat de tine. Asta e mintea ta, e legată de tine. Ea o să vrea tot timpul ceva. Ea o să vrea tot timpul nou, proaspăt, altă experiență. Numai să uite de durere, numai să uite de, eu știu, de dependență, de vicii, de orice. Dă-i spațiu, cine spunea, Suzuki, Shunryu Suzuki. Dacă ai o vacă, ca să nu-i porți de grijă, dă-i un spațiu împrejmuit. Înțelegi? Deci, tu poți să o duci pe imaș unde n-ai niciun control. O duci pe câmp. Acolo n-ai niciun control, nu-i terenul tău și ea pleacă. Ai pierdut-o. Dacă vrei să ai control asupra ei, nu pune la țăruș pe imaș, că o să-i face rău. Nu o să poată pleca. Atunci ce faci? Iei un spațiu mai mare din bucata aia de teren, împrejmuiește-o și las-o liberă. Ea e liberă împrejmuită. Exact același lucru și cu mintea. Dă-i spațiu să meargă unde vrea ea, în condițiile în care tu stai și te uiți la ea. O urmărești constant. Vezi ce vrea. Și o întrebi tot timpul. Dar de ce te duci încolo? Ce vrei să faci? Uite, vezi, ăsta e un alt aspect. Nu știu dacă l-am discutat vreodată. Mintea este o mașină de dat răspunsuri. Și soluții. Dacă știi ce întrebări să-i pui, dacă știi când să-i pui întrebările, ea întotdeauna vine cu soluții. Tu ai observat că inconștient ea întotdeauna găsește soluții? Și te trage după ea? Da, problema nu este că nu ar veni cu soluții și cele mai bune soluții, demne, integre și tot ce vrei. Problema este că tu nu poți să integrezi acele soluții în viața ta în așa măsură încât să-ți rezolvi problema. Exact, dar știi de ce? Lumea nu are nevoie de soluții, are nevoie de soluția integrării, nu de soluția conștientizării. Nu lumea. E vorba de indivizi. Lumea e un concept, e o grămadă de indivizi. În momentul în care tu începi să înțelegi, efectiv, că ești dus la plimbare și te implici în procesul ăsta, adică să vezi cum mintea îți duce la plimbare și tu stai acolo și o urmărești, la un moment dat o să apară o înțelegere firească, naturală, că tu și mintea sunteți diferiți. Vorbim de mintea condiționată, pentru că și aici e o altă poveste un pic mai lungă sau mai... să zicem, mai complexe. Există două tipuri de minți. Mintea universală, simplă, pură, curată, care nu are niciun fel de filme. Și mintea condiționată, cea a omului, a individului. Noi când vorbim în discuțiile astea, noi vorbim despre mintea condiționată. Mintea pură nu are astfel de probleme. Sau mintea naturală, firească, mintea de copil, mintea inocentă. Nu are astfel de probleme. Nu are preocupări, nu are griji, nu are stres.
pur și simplu urmează ceea ce se întâmplă. Da? În schimb, mintea condiționată are ceea ce are de rezolvat. Și noi cu asta lucrăm. Cu condiționările pe care le-am învățat. E, când tu intri în zona asta de a vedea lucrurile și începi să identifici, să vezi clar cum merge, vei ajunge să integrezi în viața de zi cu zi practica asta. Adică a vedea cum faci și de ce faci. Nu va mai fi discriminare între static și dinamic. Acum că stau acum și meditez și după aia mă apuc de muncă și uit de meditație. Nu, va fi o chestie continuă. Acum stăm aici, asta se numește practică. Ne urmărim unul pe celălalt în timp ce discutăm. Ne vedem foarte clar. Vedem ambientul, vedem ce se întâmplă. Același lucru poți să-l faci acasă, în timp ce faci orice. Însă pentru asta trebuie un pic de practică la început. Să devii din ce în ce mai prezent în activitățile pe care le faci. Și este o poveste foarte frumoasă despre, apropo de conștientizare și de atenție, despre Buddha. În timp ce ținea un sermon, o prelegere în fața celor zeci de mii de discipoli pe care avea, face o mișcare cu mâna de două ori. Consecutiv. O dată așa și o dată repetă, se oprește din discuție și mai face o dată cu mâna așa. Și bineînțeles că cei care erau vorbind l-au întrebat după ce s-a terminat. Am observat că ai făcut treaba asta. De ce ai făcut? Pentru că prima dată n-am fost conștient. Buddha însăși, da? Pentru că prima dată n-am fost atent. Am făcut-o în somn. Și vorbim despre cine? Despre însăși Shakyamuni, care e tatăl budismului, da? Deci, asta ce înseamnă? Că nu practica n-are sfârșit. N-are început și n-are sfârșit. Orice poate deveni practică. Filmările devin practică. Mersul pe stradă devine practică. Atenția asupra suferinței, asupra morții, asupra plăcerii, asupra dorinței de a scăpa tot timpul în plăcere, de a fugi tot timpul după plăcere. Asta e o practică. Înțelegi? Deci asta poate deveni practică. Și revenind la ce spune, cum facem să integrăm? Așa o integrezi. În loc să pui pironul și să-i spui, gata, nu te mai miști, aici stai, cum spun eu, ia-ți o lesă, adică atenția, că asta e lesa, și du-te după ea. Vezi unde te duce. Ea n-are unde să ducă. În afara ta n-are unde să ducă. Unde se duce ea, ieși tu. Adu-o înapoi. De ce există atâta nemulțumire cronică în societatea noastră? Păi dacă ar fi să o luăm de la rădăcini... Nu te mulțumești nimic. Hai să începem adică podcastul, cu... Și nici podcastul ăsta foarte mulțumesc. Băi, e fabulos, e incredibil. Dar... Da. Da, același dar. Da. Dar am văzut eu alt podcast în care, mă rog, e o nemulțumire generalizată. Ia gândește-te un pic. Cel puțin pentru mine, asta e un punct de referință. Nouă ni s-a luat puterea de mici? Da. Aia e cea mai mare nemulțumire. De mic, ți s-a pus pumnul în gură. N-ai voie să faci aia, n-ai voie să te... Nu înseamnă că nu trebuie să fii disciplinat. Nu înseamnă că nu trebuie să respecti niște reguli. Dar modul în care a fost făcută condiționarea asta a fost violentă. Bun, spune-mi, te rog frumos, cum îi dai copilului acel sentiment de libertate și de putere? La 4-5 ani. Cum? Cum îi inoculezi? Pentru că știm cu toții cum se comportă copilașii. Răzvrătiți, agitați... Da, disciplină fără a-i transfera condiționările personale. Gen, mergem la plimbare, îți dau drumul din mână, te duci să te plimbi și copilul cade. Sau, înainte de a cădea, mama îi spune, ai grijă că o să cazi. Sau, ia-și-te în brac, o să-ți fie frig. Sau, vezi că te murdărești. Sau, o să te murdărești. Asta ce-i? Programare, nu? Cum se spune în NLP? Programare neurolingvistică. Tu, prin limbaj, îi programezi neuronul, care neuron, învățând lecția, duce corpul într-o anumită postură, da? Uh-huh. Și ce faci după ce cade? Păi, ți-am zis eu? Păi nu trebuie? Păi, da? Adică toată furia ta, toate nemulțumirile tale, tot stresul este transferat asupra copilului. Deci dacă vrei să le duci sănătos, lasă-l să cadă, ajută-l să ridice, fără să-i bagi în cap idei de genul, ai văzut cum plânge, ai văzut cum suferi, vezi că o să cazi, vezi că o să te doară. Fii lângă el. El are nevoie să fii prezent. Nu să-l înveți toate bazaconele astea. Pentru că tu îi transferi toată anxietatea ta. Toate supărările, tot stresul, toate preocupările. Îți dau exemplu meu, da? Mama mea, pe care am iubit-o și o iubesc în continuare, chiar dacă s-a dus, da? Eram confesorul ei.
Deci problemele pe care ea nu le rezolva în plan personal, mi le spunea mie care aveam 12 ani, 13 ani. Păi asta e maturizare precoce. Adultizare precoce, că nu e maturizare, da? Deci, practic, tu intri în programul de adult de la vârsta de 10-12 ani. Începi să preiei sarcinile părintelui. Și ghiși ce? Tu începi să te devii împovărat cu chestii care nu ți aparțin, pe care adultul ar trebui să le rezolve. Păi cum mai crești în condițiile astea? Sau în ce fel crești în condițiile astea? Nu crezi că acolo s-a dezvoltat sau se dezvoltă un soi de răzbunare tacită? Pentru că sunt foarte mulți copii care își ratează copilăria, se metamorfozează în terapeuți. Bravo! Asta e o foarte mare problemă. În procesul ăsta educațional, să-l pui pe copil care nu are capacitatea emoțională, da, și intelectuală să ducă astfel de sarcină, tu îl distrugi. Tu îl ajuți să devină adult înainte de vreme. Transformă într-un doctor nedorit. Și săracul nu mai are... El ce face? Propriile lui emoții și trăiri ajung să fie reprimate pentru a putea gestiona ceea ce primește din afară. Și mai mult, dacă este, cum se întâmplă adeseori, primul născut, are tendința să-i protejeze pe părinți. Cel mai mare. Are tendința să intre să devină protector, da? Mezinul poate să fie alintat sau nu, sau al doilea sau al treilea, dar primul e rolul de războinic, cum ar veni. Că de aceea, de exemplu, în familii pe vremuri, din ce mi-aduc eu aminte, primul era plecat în armată, devenea ofițer sau militar de carieră, și al doilea pleca la biserică, să devină preot. Deci era o tradiție, da? Același lucru se întâmplă în majoritatea familiilor. Primul are tendința să protejeze părinții. Le preia greutățile. Păi dacă tu îl împovărezi deja și mai preia și el, ce ai făcut? L-ai distrus. Distrus în sensul în care dacă rămâne împovărat cu ceea ce i-ai dat tu și a preluat și el și nu are capacitatea mai târziu să intre în contact cu informații care să-l ajute să iasă de acolo, tu l-ai programat pentru un dezastru. Toată viața lui trăiește felul ăla, în filmul ăla. Dar cum poți să tai aceste legături transgeneraționale care se formează între părinte și copil, nu, care se preiau din trecut, părintele le transferă către copil, copilul este legat de părinte și nu poate să se despartă. Asta e o poveste foarte grea. Știi de ce? De părinte. Nu e doar mental, nu e mental. Mental, foarte mulți ghișe, fac efortul să despartă. Inclusiv pleacă prin străinătățuri. Nu mai vor să-și mai vadă familia. Sau să mută în alt oraș. Cu toate astea, familia e în tine. Deci buba nu e la nivel fizic. Că ai luat o decizie, bă, ăștia mă ucid, eu trebuie să plec de aici, că altfel mor. Când te desparți de părinți? Când în tine este rezolvată rana abandonului. Deci când în tine, efectiv, ai cicatrizat rana abandonului, care înseamnă sunt singur pe lume și cu toate astea sunt cu toată lumea, că ăsta e paradoxul, da? Nu ești niciodată singur. Ești singur, ca individ, dar tu nu ești niciodată singur. Tu trebuie doar să ridici mâna să ceri ajutor și vor veni oameni care să te ajute. Dar, în esență, tu, ca ființă, tu ești singur. Ca individ. Dacă tu realizezi chestiunea asta, sunt singur și nu sunt singur în același timp, și accepti lucrul ăsta ca atare, tu nu mai ai o problemă cu abandonul. Și atunci vei ajunge, repet, vorbesc din nou din partea de practică, da? Sute de oameni care au trecut prin procesul ăsta au experimentat treaba asta. Aveau relații cu familia cum le aveau, mai ales cu părinți de ăștia autoritari, care solicitau permanent control și așa mai departe. Da? Traumatizați și ei. Îți dai seama că altfel nu poți. Da. Dacă nu există frică, nu vrei control. Și au ajuns, oamenii ăștia care au trecut prin proces, au ajuns în punctul în care se vadă abandonul cu ochii lor. Deci la nivel visceral. Adică să nu dormi noaptea, să plângi, să urli, să... Ei, când au acceptat abandonul ăsta, așa cum este el, cu toată durerea, ghiși ce? Au început să-și vadă familia ca familie. Și atunci, paradoxal, s-au desprins de familie. Paradoxal, te desprinzi de familie. Dar în sensul în care te desprinzi de familie și te întorci la familie în același timp. De ce? Pentru că până în punctul ăla, tu îți vezi ca familia, ca pe cei responsabili să aibă grijă de tine. Indiferent de vârsta pe care o ai. Că ai 5 ani sau că ai 70 de ani, în situația asta, asta e condiția. Atâta timp cât tu îi vezi ca responsabil, ce vei avea? Așteptări.
pretenții, scenarii, solicitări, tot felul de idei în cap despre cum trebuie să comporte, despre ce ar trebui să facă, despre, nu știu, ce ar trebui să-ți dea și așa mai departe, da? Când au încetat toate scenariile astea, pui punct în tine și începi să-i vezi ca pe oamenii care sunt. Exact așa cum sunt. Fără așteptări, fără proiecte, fără scenarii. Și îi vezi, abia atunci vei fi capabil. Pentru că până în momentul ăla nu poți, că le ai pe ale tale. Uh-huh. Da? Deci în momentul în care ai capul plin de ale tale, cum poți să mă uit să mă pun în papucii tăi? Că eu știu ce vreau eu. Nu mă interesează ce vrei tu. E, când ajungi în punctul ăla în care să realizezi, bă, ăștia sunt oameni. Au făcut tot ce au putut să mă aducă în punctul ăsta. Indiferent cum s-au purtat, ce au făcut, ce au dres. Sunt viu? Sunt aici? M-au adus în punctul ăsta. Asta e tot ce-mi trebuie. Ce mai trebuie mai mult de atât? Ei, dacă îți ajunge în punctul ăla, familia ta, de care te-ai despărțit, pentru o perioadă, redevine familia ta. Dacă cu adevărat. Tocmai ai mântuit milioane de români. Deci, abia atunci înțelegi prin ce au trecut. Uite, de curiozitate. Nu știu dacă ți-am pus ție întrebarea asta sau în alt context. Tu ți-ai întrebat vreodată părinții prin ce au trecut? Pe tatăl tău? Nu l-am întrebat, dar știu nu, că... Nu presupus, nu? Păi despre asta vorbim. Deci nu a presupune. Te duci și îi spui, bă, tată, am băut și un par. Uh-huh. Și mi s-a activat și mie un neuron. Te rog frumos, povestește-mi și mie prin ce ai trecut tu. N-am dispoziția să vorbesc despre asta. În momentul ăsta, când o să ai chef să stai de vorbă cu mine? Uite, când, eu chiar vreau când să aflu... Când o să am chef, o să te anunț. Așa, perfect. Eu am răbdare să-mi spui. Mai revin peste o bucată de vreme. Până când o să deschizi să-mi spui și mie povestea ta. Să știi că nu te uit. Insist până când o să-mi povestești. Dacă te vede că ești serios, deci nu doar de dragul de a-l asculta, ci pur și simplu chiar vrei să știi, la un moment dat îți va spune. Dacă ajungi în punctul în care să ai relația asta, pentru că fiecare dintre cei doi sau cei mulți care sunt, ascund multe lucruri unul față de celălalt. Eu am aflat despre ei mei cu povești, o grămadă de povești. Și nu de la ei mei, pentru că ei mei erau morți. Le-am aflat ulterior, prin diverse. De la rude, de la pe unde am apucat, da? Când am început să înțeleg, zic, wow, păi bă, frate, și eu aveam o grămadă de filme în cap, cum că eu zburic cu pământului. Că eu am suferit, că eu, mie mi s-a întâmplat, că eu, pe mine mă doare. Păi oamenii ăștia prin ce au trecut ei, nu e nici măcar la, n-am nici măcar cât negru sub unghie prin ce au trecut ei. Dar asta în ce condiții? În care eram dispus să las în spate tot bagajul. Deci nu m-a mai interesat să n-am nici un milimetru dreptate. Sau să încerc să demonstrez, sau să-i arăt că am greșit. Sau... Pur și simplu vroiam să termin odată filmul. Să încetez odată toată povestea. Și în momentul în care încetează odată povestea aia, repet, te întorci la familie ca la adevărata familie. Asta e întoarcerea fiului rătăcitor. Una dintre unul dintre aspectele poveștii, pe lângă altele. Te întorci la familie ca la familia ta nouă, pe care n-ai mai văzut-o niciodată. Dar asta ce înseamnă? Când tine nu mai există reproșuri, resentimente, regrete, povești, așteptări, filme, da? Te duci și stai de vorbă cu un om nou. E ca și cum ne vedem noi pentru prima dată. Și când înțelegi treaba asta, ghiși ce? Ți-i drag de ei, de-ți vine să-i mănânci? Îți vine să-i pupi într-una? Îți vine să-i pupi într-una până când îți mai activează odată butonul. Nu e nicio problemă. Cea mai bună practică, cum era? Nu mai ții minte cine a spus. Dacă vrei să vezi cât ești de zen, du-te în weekend și stai cu familia. Du-te la revelion cu familia și să vezi ce se întâmplă. Deci familia este, și nu numai familia, contextul ăsta social în care trăiești, în care trăim, da? Este perfect pentru practică. În fiecare moment oamenii îți arată unde ești. Cum te enervezi, cum te agiți, cum te stresezi. Fiecare om îți arată cât e o fațetă ta, cât e o bucățică din tine. Că ceilalți sunt tu. Nu există ceilalți. Ceilalți e doar o proiecție. Familia ta cu atât mai mult. Dar despre secretele de familie, ce părere ai? Cum pot apăsa aceste structuri energetice închise, capsulate? Păi... Secretele astea sunt, nu poți să le spui, nu știu, poți să le spui secrete de familie doar în condițiile în care le știe toată familia. Și le țin tot secrete. Dar dacă e doar un individ care ține un secret, e un individ care ține un secret. Nu e de familie. E un individ dintr-o familie care... Este și o carte foarte bună, Secretele de familie, și cum te impactează efectiv energetic. Da, deci ele la nivel transgenerațional te afectează. De ce? Pentru că ceea ce ține omul în el, îl afectează pe el.
și face parte din mediul tău. Mai mult, dacă ține pentru el în relație cu soția sau cu soțul și transferă mai departe copilului, e nou născut, el preia de la amândoi, da? Și duce mai departe, transgenerațional. Și după aia este educat cu secretele alea, dar nu îi se spune. Ci pur și simplu, asta e starea de lucruri. Așa funcționează. El nu știe de la ce se trage, el știe doar că le are. Sau nici măcar nu le știe că le are. Mai mult, nu știe de ele. Știu că pare bizară întrebarea, dar am vorbit și cu Menis și Menis este de părere că mama este mult mai conectată cu copilul. Ce părere ai? Mama sau tata? Cine are un impact direct asupra dezvoltării copilului? Din punct de vedere emoțional, este mama. Și emoțional este cel care îți trasează toată direcția vieții. Pentru că noi, în raport cu universul ăsta, nu funcționăm... Deci, dar de ce crezi că este această discriminare a tatălui? Dar nu. De ce crezi că Dumnezeu a creat diferențierea aceasta? Stai să-ți explic care e... Ia să vă. Din nou, e ce am înțeles eu, da? Deci mama este cea care îți transmite tot bagajul emoțional. Okay. Da? Asta e informația. Uh-huh. În raport cu universul ăsta, cum spuneam, tu nu funcționezi pe bază de logică. Tu funcționezi pe bază de trăire. Simțire. Ceea ce este în tine ajunge să fie în jurul tău. Da? Rolul tatălui este să te disciplineze în plan social. Să te ajute să devii adaptat în societatea în care trăiești. El nu te pregătește pentru emoțional. El te pregătește pentru luptă, pentru război, pentru interacțiunea cu lumea, pentru protecție, pentru luptă, pentru, nu știu, cucerire, dacă vrei să-i spui așa. El te învață, efectiv, să trăiești în lumea asta. Dacă e un tată sănătos la cap, te învață cum să dai bună ziua, cum să te aperi împotriva jignirilor, cum să ataci dacă este cazul, cum să aduci bani acasă și așa mai departe. Ăsta e rolul tatălui. Deci partea emoțională este a mamei și ea te ajută să te simți protejat, să te simți sănătos emoțional, iar rolul tatălui, pe de altă parte, este acela de a te simți în siguranță. Dincolo de spațiul matern, în siguranță în social. Adică ai pe cineva care te protejează, indiferent ce se întâmplă cu tine. Pentru mine, taică-mi, de exemplu, până la o anumită vârstă, a fost eroul meu, da? Pentru că nu putea nimeni să atingă de mine, că eu spuneam, tata, apărea monstrul și îi lua pe toți de gât. Sau zicea, bă, gata, hai faceți. Deci ăsta e rolul tatălui, de protector. Deci nu sunt separate lucrurile astea. Ele funcționează în simbioză. Ideea este să fie ideal în echilibru, ceea ce destul de greu. Tot bate în ochi manechinul ăsta pe care l-am pus aici. Am vrut să duc discuția într-o altă direcție, dar oare de ce l-am pus așa? De ce l-am așezat aici? Nu știu, probabil am... Nu știu, ceva e acolo. De ce sunt bărbații atât de focusați pe forma femeii? De ce nu se uită către suflet, dacă sunt atât de conectați matern? Bună întrebare. Păi, ei intră în contact cu mama, în primul rând, prin corp. Da? Deci corpul este, până se formează. Apoi emoționalul care se transmite. Da? După aia, fizic au o relație cu mama. Sunt alăptați. Suntem alăptați la sân. Deci contact fizic. De ce crezi că bărbații sunt atrași de sâni? Tocmai de la ideea de bază. Aia e sursa de hrană. Noi acolo ne ducem. Nu ne uităm neapărat la, bineînțeles, la suprafață, zice, au, uite ce sâni. Dar tu, în subconștient, acolo, primordial, tu ce ai? Mâncare. Aia e mâncare pentru tine. E siguranță. La sânul mamei ce ai? Căldură, siguranță și confort. Asta cauți. În mod inconștient, tu asta cauți. Când spunem că bărbații, generalizăm. Că nu toți bărbații sunt înnebuniți după corp, da? Unii caută, nu știu, sapiosexualitatea, da? La nivel intelectual. Alții caută sadomaso, alții caută fiecare cu ideile lui. Asta în privința comportamentului de natură sexuală. În privința comportamentului relațional, fiecare caută ce a învățat din familie. Știi că sunt, nu mai știu cine a scris cartea, cele 5 limbaje ale iubirii. Da? Este una dintre cărțile care cumva scoate în evidență că fiecare dintre noi avem un tipar de comportament în ceea ce privește relația.
Unii pe serviciu, alții pe afecțiune, alții. Deci fiecare cu treaba lui. Dacă e să ne uităm la, ne întoarcem la bază, la nevoia de, sau dorința de corp, este pentru că acolo e nevoie de afecțiune, nevoie de atingere, nevoie de prezență fizică. Ăsta e unul dintre limbaje. Păi bun, să stai aproape. Suntem atrași de supleția acestor forme, de perimetru în sine, nu suntem atrași doar de corp, de cantitate de carne. De ce suntem atenți la, nu știu, la formele femeii, 90-60-90? De ce să aibă sânii fermi? Nu, de ce? 90-60-90 deja e programare socială. Pe vremuri, pe mult înainte și acum. În unele societăți, femeia planturoasă, femeia solidă este... E excepție. Dar asta deja e programare socială. Masculul e normal să fie atras de femeie. Ce e așa ciudată? E absolut normal. Bine, acum... După ce vedem ce a ieșit pe piață, stai și te minunezi la câte istorii sunt, în sensul în care nu se mai știe care și cum sunt. Dar nu le mai cunoști definiți. Sunt 15 definiții pentru fiecare tip de exprimare într-un anumit fel. Însă, la bază, așa, tradițional, cum le știm noi, să le spunem creștinește, este normal ca și bărbatul și femeia să fie atrași unul de celălalt. E normal. E firesc. E biologic. E animalic. E sănătos. Categoric. Mai că... Eu insist pe diferențierea între femei. Există femei late, există femei suple, există femei medii, însă bărbatul vrea acea femeie care este tonifiată, care este îngrijită, care este sexy. Din nou ne întoarcem la practica, la programarea socială și la dorința bărbatului de a avea un trofeu lângă el. Deci cei mai mulți dintre bărbați nu-și aleg femei sau partenere, nu femeie, da? Nu își aleg partenere cu care să comunice, cu care să construiască ceva, ci doar cu care să defileze. Să arate, ia uite ce am eu aici. Uite cine sunt eu. Pentru că în felul ăsta își arată poziția, da? Pentru că în haită, masculul alfa sau sigma, sau cum se mai cheamă acum, că din nou, știți, 7000 de denumiri, nu mai știi care și cum sunt, omega, prin trofeele pe care le are, arată cât de tare este, cât de bine e poziționat, de la femeie la mașină și tot așa mai departe. Nu poți spui femeia și mașină pe același plan. Dar pentru unii, exact despre asta e vorba. Am posesii. Sunt ale mele. Și cu cât femeia e mai arătoasă, cu atât e mai... mai prețios bărbatul în mintea lui. Care crezi că este cel mai important simț? Și asta e paralelă cu faptul că noi, bărbații, vedem, privim către femei. Văzul, auzul, mirosul... Niciunul dintre ele. Astea sunt ale corpului, da? Simțul care nu este simț, de fapt, este intuiția. Sau avem instinctul care aparține corpului și este animalic și instinctul îți spune tot timpul ceva... Nu e în regulă. Și intuiția care îți arată, dincolo de instinct cumva elevat, îți arată cu cine poți să faci treabă sau nu. Simți, efectiv. Dacă se poate, o prietenă de-a mea spunea că dacă nu e chimie, e istorie. Da? Deci e cât se poate de simplu. Simți efectiv dacă funcționează sau nu funcționează. Și de acolo, bineînțeles, se poate trece sau nu mai departe. Poate mai dai și arateori când simți. E normal să dea arateori. Câte rateori trebuie să dai ca să poți să ajungi la compatibilitate? Depinde cât e de rafinată înțelegerea asta a ta. Și ce vrei, de fapt, tu ca bărbat, dacă e să vorbim despre treaba asta. Dacă vrei ceva care să vină și să plece, și asta e valoare și pentru femeia acum, nu mai e doar pentru bărbați, dar vorbim noi ca bărbați, da? Dacă vrei ceva care să vină și să plece, nu te interesează celelalte aspecte. Dacă scopul tău este să ai cu cine relaționa, cu cine construi o relație, atunci criteriile de la care pleci sunt cu totul altele. Premizele sunt cu totul altele și, evident, nu vei accepta orice fel de compromis numai ca să se întâmple niște lucruri. Și vei găsi ceea ce-ți trebuie, în condițiile în care știi ce vrei, da? Din nou, mintea asta este o antenă foarte bună. Dacă știi ce vrei, te duci acolo. Dacă nu știi ce vrei, te rătăcești.
Și de-aia spui, acum există chestia asta cu dai multe rateori. Dai multe rateori pentru că nu știi ce vrei. Ție nu ți-e clar ce vrei. Tu vrei și libertate, vrei și sex, vrei și bani, vrei și aia și aia și le vrei cumva fără să-ți fie afectat nu știu ce. Deci stai un pic, să ne înțelegem. Hotărăște ce vrei și să-ți fie clar ce vrei. Nu mai sări de la unul la altul. Dar ce vor femeile de la bărbați? Siguranță. Fundamental. Siguranță, protecție, atenție. Comunicare, în special comunicare. E fraza aia celebră. Trebuie să vorbim. Și bărbații ce vor de la femeie în esența lor? Măi, eu nu sunt reprezentantul nici al femeilor, nici al bărbaților, ca să pot să-ți dau un răspuns așa la modul general. Ce pot eu să-ți spun în punctul în care mă aflu, ca bărbat? Din momentul ăsta, da? Dacă m-ai fi întrebat acum 20 de ani, ți-aș fi spus sex. Dar acum ce mă interesează pe mine în momentul ăsta este comunicare. De ce? Pentru că de acolo pleacă tot. Dacă păi, este dacă comunicare, comunicare la nivel superficial, păi de acolo la nivel, pleacă tot. Păi, cum spun, comunicare, nu mă refer la verbal. Comunicare intimă, la nivel de energetic, dacă vrei să spui așa. Și după aia restul sunt cuvinte care vin în ajutor, care explică că dacă ai o anumită stare și eu te întreb ce ai și tu spui păi nu comunicăm. E clar că dincolo de expresia asta non-verbală, trebuie să existe și ceva care să susțină, da? Ceea ce experimentezi. Când te întreb, mă răspunzi. La fel și eu cum îți răspund când mă întreb. Dacă dai din cap și ar trebui să știi. Ar trebui să simți. Da, tu ar trebui să anticipi, ar trebui să cunoști. Nu merge așa. Că așa faci tu tot timpul, nu înțelegi niciodată. Păi dacă nu spui, cum era vorba cu moșul? Moșule, știi ceva? O știi dacă mi-i spune. Ca poveste, știi? Exact așa și aici. Vrei să vorbim? Da. Hai să vorbim. Spune, ce te doare? Care-i treaba? Sau ce vrei? Tu, Caram, îți mulțumesc din suflet pentru acest interviu de asemenea antologic. Mă întrebam, oare când se vor termina, când se vor epuiza subiectele noastre de discuție? Că la ultimul interviu am crezut că, domne, am acoperit cam totul și iată că astăzi avem o plajă diferită de subiecte. Nu știu ce să zic, astea nu cred că se vor termina vreodată. Când ne terminăm, noi se termină și el. Oricum e de când e lumea așa, știi? Și alții au vorbit înaintea noastră, nu au avut tehnologie. Dar au vorbit alții. Și sperau să se încheie odată. Sperau să termine. Noi am preluat ștafeta și ducem franciza mai departe. Nu o să se termine. Îți mulțumesc și apreciez. Și eu. Mulțumesc foarte mult.